Capitolul 12. Ajunul Crăciunului. Luther și Nora dormeau încă la șapte dimineața când telefonul îi trezi. Poți să vorbesc cu Frosty?" răsună în receptor vocea subțire a unui copil. Înainte însă ca Luther să fie apucat să-i dea o replică, micul terorist îi trânti telefonul. Cu toate acestea, Luther reuși să schizeze un zâmbet sări din pat și pipăindu-și abdomenul plat și mult mai musculos decât în urmă cu câteva săptămâni, rosti. Trezește-te frumoasă, o insulele ne așteaptă, avem de făcut bagaje. Vreau o cafea, spuse Nora și se ascunse sub lapumă. Cerul era acoperit, iar afară era frig. Erau destule șanse ca sărbătorile să sosească odată cu ninsoarea. Cu siguranță nu era deloc ceea ce își dorea Luther. Nora ar fi fost cuprinsă de nostalgii dacă ar fi nins de Crăciun. Crescuse în Connecticut, unde, potrivit spuselor ei, era întotdeauna zăpadă de Crăciun. În plus, Luther nu vroia ca vremea să influențeze în vreun fel orarul zborului lor de mâine. Își bău cafeaua stând în picioare la fereastră, exact în locul în care ar fi trebuit să se afle pomul de Crăciun. Scrută peluza, dorind să se asigure că Spike Frohmaier și șleachta lui de nelegiuiți nu puseseră în aplicare vreo nouă acțiune de vandalizare. Ridică privirea spre casa de vis a -vis. În ciuda ghirlandelor de lumini și a ornamentelor, atmosfera îți dădea fiori. Walt și Bev se treziseră deja și își beau cafeaua împreună, în sufragerie. Se mișcau asemenea unor somnambuli. Știau amândoi, deși n-ar fi dat nici în ruptul capului glas temerilor, că era posibil ca acesta să fie ultimul Crăciun pe care îl petreceau împreună. Vreme de o clipă, Luther fu la un pas de a regreta hotărârea sa de a renunța la Crăciun. Senzația neplăcută trecu imediat, la fel de repede precum îl cuprinsese. Alături, situația era radical diferită. Familia Trogdon avea straniul obicei de a-l întâmpina pe Moș Crăciun în dimineața de ajun, cu 24 de ore înaintea restului lumii. Apoi își încărcau mini-furgoneta și plecau în goană la o cabană din munți unde își petreceau săptămâna care urma, schiind. Cabana era aceea și în fiecare an, iar Trogdon povestea oricui voia să-l asculte despre cina de Crăciun, desfășurată în fața căminului, în cabana de piatră, alături de alți treizeci de Trogdoni veniți din toate colțurile țării. Atmosfera era caldă, pârtile de schi erau grozave, copiii erau încântați și, în plus, era o ocazie excelentă pentru a se reuni familia. Mă rog, fiecare cu ale lui. Prin urmare, familia Trogdon se trezise de vreme, iar acum despacheta de zor cadourile adunate sub brad. Luther își putea închipui imaginația care domnea acolo. Curând vor începe să care cutii și valize spre porbagajul furgonetei, apoi vor începe țipetele. Juniorii familiei Trogdon vor fi smuciți și urcați în mașină, înainte ca vreunul dintre ei să fie apucat să se bucure câtuși de puțin de darurile unui moș Crăciun foarte generos. În rest, pe strada Hemlock era liniște, o liniște care prevestea dezlântuirea sărbătorilor. Luther sorbi din cafea și zâmbi mulțumit întregii lumi. Într-o dimineață obișnuită de ajun, Nora ar fi sărit din pat imediat ce afară s-ar fi ivit zorii și s-ar fi apucat să aștearnă pe hârtie două liste lungi, una pentru sine și una și mai lungă pentru Luther. Până la ora șapte, curcanul ar fi fost deja în cuptor, casa ar fi strălucit de curățenie, masa ar fi fost deja așternută pentru petrecere, iar soțul ei, copleșit, ar fi fost în jungla orașului luptând cu aglomerația pentru a face cumpărăturile de ultim moment. Ar fi strigat unul la altul fără încetare, fie că s-ar fi aflat față în față, ori la telefon. El ar fi uitat cu siguranță să cumpere ceva, iar el ar fi expediat fără pic de milă înapoi pe străzi. Și dacă, din întâmplare, el ar fi făcut imprudența de a sparge ceva, atunci ar fi sosit sfârșitul lumii. Haos total. Ceva mai târziu, pe la vreo șase, când ei vor fi complete puizați și sătui până în gât de sărbători, ar fi sosit muțafirii. Oaspeții, obosiți și ei de corvoada frenetică a Crăciunului, vor dori să se distreze cu orice preț. La prima petrecere de Crăciun organizată de familia Crank, fuseseră invitați doar câțiva prieteni. Se serviseră doar aperitive și băuturi. Anul trecut hrăniseră pe săturate 50 de oameni. Zâmbetul li se lărgi pe față la gândul că azi aveau să fie doar ei doi, fără altă treabă decât aceea de a împacheta câteva haine și de a se pregăti pentru plajele însorite ale caraibilor. Luară micul dejun târziu, cereale fără pic de gust, cu iaurt. Purtară o conversație plăcută pe teme din paginile ziarului. Nora depunea eforturi eroice pentru a ignora amintirile Crăciunurilor din trecut. Se străduia din răsputeri să pară entuziasmată de ideea călătoriei. Crezi că Blair e în siguranță?" întrebă ea într-un târziu. E bine, nu-ți mai face griji," răspunse Luther, fără să ridice privirea zăboviră o vreme la fereastră discutând despre familia Shill, apoi se amuzară urmărind agitația din fața casei familiei Trogdon. Circulația se întețise pe Hemlock, pe măsură ce oamenii începeau să ia cu asalt magazinele pentru o ultimă incursiune în nebunia din magazine. În fața casei lor opri un camion, iar Baci, responsabilul cu livrările, cobor din cabină ținând în mâini o cutie porni în fugă spre ușă, ajungând exact în clipa în care Luther o deschidea larg. Crăciun fericit, gâfâi el, a zvârlind pachetul în brațele lui Luther. În urmă cu o săptămână, cu prilejul unei alte livrări, pe când nu se grăbea chiar atât de tare, Baci întârzia senițel în prag, așteptându-se la obișnuitul bacșiș anual. Luther îi explicase că anul acesta nu intenționau să sărbătorească. Vezi, nici măcar nu avem un brat Baci, N-avem niciun fel de ornamente, n-avem luminițe și nu l-am montat pe frosti, pe acoperiș. Anul ăsta o lăsăm mai moale, baci. N-am cumpărat calendarul polițiștilor și nici prăjitură cu fructe de la pompieri. Nimic, baci. Așa că, baci plecase cu mâna goală. Cutia conținea o comandă făcută de Luther unei firme numite Boca Bici. Luther descoperise oferta pe internet luă cu sine pachetul în dormitor, închise ușa și îmbrăcă o cămașă și o pereche de pantaloni scurți, care, în reclamă, arătaseră doar puțin extravagante. Dar acum, pe Luther, hainele păreau de-a dreptul țipătoare. Ce s-a întâmplat, Luther?" întrebă Nora, bătând cu pumnul în ușă. Imprimeul era un amestec de galben, albastru și gri petrol cu pești oceanici mari, care scoteau bule de aer pe gură. Da, era o costumație bizară și foarte aiurită. Pe dată, Luther se hotărâ că aveau să-i plac aceste haine și că avea să le poarte cu mândrie în timp ce avea să dea o col piscinelor de pe prințesa insulelor. Smuci ușa s-o deschidă. Nora rămase cu gura căscată o clipă, apoi izbucni într-un hohot de râs isteric. El înaintă pe culoar, umflându-se în pene, în vreme ce soția sa îl urma, tăvălindu-se pe jos de râs. Picioarele lui bronzate contrastau evident cu nuanța palidă de cachi a covorului. Mărșălui astfel până în sufragerie, unde se a oprit Sanso în fața ferestrei, dornic să fie văzut de toți cei de pe Hemlock. Tu n-ai de gând să porți chestia asta, gemun ora printre icnete de râs. Bineînțeles că am soport. În cazul ăsta eu nu mai merg nicăieri cu tine. Bai să vii! Ta eu îmbrăcăminte de-a dreptul îngrozitoare Ești doar invidioasă că n-ai și tu astfel de haine." Din potrivă, sunt încântată." O cuprinse în brațe și începură să valseze de jur împrejurul încăperii, râzând cu lacrimi. Nora era pe punctul de a izbucni în lacrimi. Soțul ei, un contabil cu tabieturi rigide, la o firmă cu ștaif, Wiley and Beck, făcuse tot posibilul ca să arate ca un pier de vară de pe plajă. Ei bine, nu-l prindea deloc postura aceasta." telefonul începu să sune. După cum Luther avea să-și amintească mai târziu, el și Nora se opriseră din dans și râs de-abia la al doilea sau al treilea semnal sonor. Apoi, fără vreun motiv anume, încremeniră cu privirea ațintită asupra telefonului. Acesta sună din nou, iar Luther parcurse cei câțiva pași care îl despărțeau de aparat. O liniște de mormânt coborâse în încăpere. I se părea că timpul își încetinise mersul. Alo? rostie el, simțind că receptorul era parcă mai greu decât de obicei. Tăticule, eu sunt! Mai întâi, fu surprins, apoi surpriza se risipi. Fusese surprins să-i audă vocea lui Blair, apoi se gândi că nu era deloc surprinzător că fica sa găsise o cale de a le telefona părinților săi pentru a le ura sărbători fericite. La urma urmei, existau telefoane chiar și în Peru, nu-i așa? Dar glasul îi se auzea atât de limpede, atât de aproape. Luther și-ar fi închipuit-o mai degrabă pe iubita sa fică, cocoțată pe un trunchi de copac, în mijlocul junglei, urlând dintr-un telefon cu legătura prin satelit. Blair, șopti el, dintr-un salt nora fu lângă el. Următorul cuvânt pe care mintea lui Luther a reușit să-l perceapă a fost... Miami. Au fost alte cuvinte înaintea acestuia și încă vreo câteva i-au urmat, însă acesta a fost singurul care i s-a întipărit în minte. Conversația începuse de-abia de câteva secunde, iar Luther simțea că începuse să ia apă și să se scufunde. Încăperea se rotea în jurul său, lumea devenise un vârtej amețitor. Cum te simți, scumpa mea?" Câteva cuvinte și din nou cuvântul Miami. Ești la Miami?" întrebă Luther cu o voce gătuită, venită dintr-un gâtleș bârjolit. Nora se roti, astfel încât privirea ei aspră, aproape sălbatică, era la numai câțiva centimetri de ochii săi. Ascultă! Apoi repetă ceea ce auzise. Ești la Miami și vii acasă să petrecem împreună Crăciunul. E minunat, Blair! Nora rămase cu gura căscată. Ascultă mai departe, apoi furându lui să înmărmurească. Cine? Enrique? Logodnicul tău? Și mai departe cu glasul ridicat. Care logodnic? Nora reuși să se dezmeticească și apăsă butonul de amplificare. Vocea lui Blair se revărsă în încăpere, turuind fără răgaz. E un doctor din Peru pe care l-am cunoscut imediat după sosirea mea aici. E un om minunat. Ne-am îndrăgostit la prima vedere și după o săptămână am hotărât să ne căsătorim. n am mai fost niciodată în Statele Unite și e încântat de tot ce vede." I-am povestit tot, despre felul cum sărbătorim Crăciunul, despre brad, despre cum sunt împodobite casele, despre frosticele cel de pe acoperiș, despre petrecerea pe care o organizați, tot, 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 ninge acolo tăticule, Enrique, n-am mai văzut niciodată un Crăciun cu zăpadă. Uh, nu, scumpa mea, încă n-a nins. Să dau pe mama. Luther îi înmână receptorul norei, deși n-ar fi fost nevoie, butonul de amplificare fiind apăsat. Plers, scumpa mea, unde ești? Întrebă Nora, reușind de minune să mimeze entuziasmul. Sunt pe aeroport la Miami. Cursa noastră va ajunge acasă la 6 și 3 minute. Mama, îl iubesc pe Enrique. E atât de dulce și e frumos de pică. Ne iubim nebunește. Va trebui să discutăm despre nuntă. Probabil o vom face la vară, nu-i așa? Uh, uh, mai vedem." Luther se prăbușise pe canapea unde părea că trage să moară. Blair își continuă pe I-am povestit despre felul în care se pregătește Crăciunul pe Hemlock, despre copiii care nu mai pot de bucurie, despre oamenii de zăpadă, despre petrecerea pe care o dăm în fiecare an. Organizați petrecerea și anul ăsta, nu mamă! Luther emise un geamă agonic de muribund, în timp ce Nora făcea prima greșeală. În prim panica momentului, nici nu era de mirare că nu reușea să gândească limpede ceea ce ar fi trebuit să răspundă, ceea ce își dori mai târziu să fi spus. Ceea ce Luther, cu convingerea adevărurilor retrospective, susținea că ar fi trebuit să spună, era: Nu, draga mea, anul acesta ne-am hotărât să nu organizăm niciun fel de petrecere. În clipele acelea, însă, nimic nu era limpede, așa încât Nora rosti cu seninătate: Bineînțeles, iubito! Petrecerea va avea loc diseară! Luther gemu din nou. Nora îl măsură din priviri un pier de vară ridicol, îmbrăcat aiurea, zăcând pe canapea de parcă ar fi fost împușcat. Cu siguranță, de ar fi avut o armă la îndemână, Nora l-ar fi împușcat în acea clipă pentru a-l scuti de suferință. Ah, e grozav! Enrique și-a dorit mereu să petreacă Crăciunul în state. I-am povestit tot, nu-i așa că v-am făcut o surpriză grozavă? Scumpa mea, ab abia aștept! Izbucni Nora să îngaime cu destulă convingere. O să ne distrăm de minune! Mamă, te rog să-mi promiți că veți lăsa deoparte partea cu darurile. Am vrut să vă fac o surpriză venind de acasă, dar n-aș vrea ca tu și tata să vă apucați acum să alergați care încotro după cadouri îmi promiți?" Promit." Perfect. Abia aștept să ajungem acasă." Dar ai plecat abia acum o lună." cât pe ce să îi zbucnească Luther. Ești sigură că nu e nicio problemă, mamă?" De parcă Luter și Nora ar fi avut de ales. De parcă i-ar fi putut spune, nu Blair, nu veni acasă de Crăciun. Fă cale întoarsă și du-te înapoi în jungla din Peru. Trebuie să plec de aici, vom zbura la Atlanta, iar de acolo direct acasă. Puteți să ne așteptați la aeroport. Bineînțeles, draga mea, răspunse Nora. Nu e nicio problemă și spuneai că-i doctor? Da, mamă, și atât de drăguț! Luther stătea pe marginea canapelei cu fața ascunsă în palme. Părea că plânge. Nora rămăsese în picioare cu receptorul într-o mână și cu cealaltă mână în șold și îl privea pe bărbatul de pe canapea, gândindu-se dacă era sau nu cazul să zvârle telefonul în direcția lui. Deși era ispitită să facă acest lucru, se hotărâ în cele din urmă să renunțe. El își desprinse palmele de pe ochi și întrebă, cât e ceasul? E 11 și un sfert, suntem în 24 decembrie. Încăperea rămase vreme îndelungată cuprinsă de tăcere, Până când, într-un târziu, Luther rosti. De ce i-ai spus că petrecerea va avea loc diseară?" Fiindcă tocmai asta se va întâmpla." Mm -hmm. Nu știu cine are să vină, habar n-am ce vor mânca invitații odată ajunși aici, dar un lucru e sigur, asta seară vom organiza o petrecere." Nu sunt convins că... nu începe discuția, Luther, ideea ta a fost stupidă de la bun început." Ieri nu ți se părea chiar atât de stupidă." Ei bine, azi mi se pare de-a dreptul idiotă. Vom organiza o petrecere, domnule, pierd de vară, vom împodobi un brad cu lumini și cu toate ornamentele, iar tu îți vei mișca fundul ăla mic și bronza pe acoperiș și să-l montezi pe frosti. Nu, ba da. Din nou, o pauză îndelungată, Luther a avut impresia că aude ticăitul sonor al ceasului de undeva din bucătărie. Sau poate că își auzea doar bătăile măsurate ale inimii. Privirea-i fu atrasă de șorțul multicolor, cu doar câteva minute în urmă îl îmbrăcase cu gândul la călătoria fermecată pe care aveau să o întreprindă în paradis. Nora așeză receptorul în furcă și trecu în bucătărie de unde foarte curând începură să se audă zgomotele sertarelor trântite. Luther continuă să-și privească șortul. Acum, văzându-l, simțea că se îmbolnăvea. Adio croazieră, adio plaje, adio insule, adio mâncare fără întrerupere. Cum e oare cu putință ca un simplu telefon să schimbe totul? Capitolul 13. Luther se târâ până în bucătărie unde-și găsi soția așezată la masă, întocmind listele de cumpărături. N-am putea să mai discutăm, se rugă el. Despre ce să mai discutăm, Luther? Se răstia. Hai să-i spunem adevărul. Altă idee tâmpită. Adevărul e întotdeauna cea mai bună alegere. Ea lasă deoparte lista și se încruntă. Hai să-ți spun eu care e adevărul, Luther. Avem la dispoziție mai puțin de șapte ore pentru a ne pregăti de Crăciun. Ar fi trebuit să ne sune mai din timp. Nu, fiindcă ea a presupus că noi ne-am împodobit deja bradul, ne-am cumpărat cadourile și ca întotdeauna ne pregătim să dăm o petrecere. Cine naiba s-ar putea gândi că doi adulți al oameni cu scaun la cap s-ar putea hotărâ să sară peste sărbători și să plece într-o croazieră? Poate că totuși am putea să plecăm. E o idee tâmpită, Luther. Fica noastră vine acasă împreună cu logodnicul ei. E chiar atât de greu să-ți intre în cap chestia asta? Vor rămâne cel puțin o săptămână. Eu așa sper. La sonaibii de croazier avem probleme mult mai importante de rezolvat. N-am de gând să-l montez pe Frosty. Bai, să o faci. Și am să-ți mai spun ceva. Blair nu trebuie să afle despre croazieră. Ai priceput? Ar fi zdrobită dacă ar afla ce-am pus la cale și s-ar gândi că ea a fost cea care ne-a dat planurile peste cap. Ai înțeles, Luther? Da, mami. Iar aruncă cu o foaie de hârtie în el mai în glumă, mai în serios. Uite care e planul de bătaie, măscăriciule. Tu te duci și cumperi un brad. Eu am să dau jos din pod ornamentele și beculețele cât timp tu ai să-mi podobești pomul, eu am să dau o raită prin magazine să văd dacă reușești să găsești ceva de mâncare pentru petrecere. Da, cine are să vină la petrecerea asta? ne am apucat încă să mă gândesc la asta. Hai, mișcă și schimbă hainele, arăzi ridicol. Spune, peruvien ăștia nu ceva mai colorați la piele? Întrebă el. Vreme de o clipă, Norei îi îngheță sângele în vine. Se priviră lung, apoi își întoarseră capetele brusc. Cred că asta nu mai are nicio importanță, spuse ea. De fapt, nu cred că a vorbit serios despre măritiș, nu-i așa?" zise Luther neîncrezător. Ne vom face griji în privința anunții dacă vom reuși să trecem cu bine de Crăciun." Luther țâșni către mașină, porni motorul, demară în marșarier coborând de pe alea din fața casei, apoi, ca vântul, porni spre oraș. Plecarea fusese un fleac. Greutățile aveau să apară la întoarcere. Foarte curând, traficul se blocă și în timp ce aștepta să-și poată continua drumul, fierbea de furie și înjura. Mii de gânduri treceau prin minte. În urmă cu numai o oră, se bucura de o dimineață liniștită, își sorbea cea de-a treia ceașcă de cafea și. Iar acum? Acum era doar unul dintre ratații blocați în trafic, în vreme ce timpul trecea în defavoarea sa. Cerceta și vindeau brazi în parcarea unui supermarket. Luther frână violent și sări din mașină. În parcare se aflau doar un singur cercetaș, un instructor și un pom de Crăciun. Se pare că afacerea cu Braz era de acum pe cale de a deveni istorie până iarna viitoare. Crăciun fericit, domnule Crank, rosti instructorul la cărui figură îi se păru familiară lui Luther. Sunt Joe Scanlon, același Joe Scanlon care în urmă cu câteva săptămâni va a adus acasă un pom de Crăciun. Luther îl asculta doar, în același timp se uita la ultimul pom de Crăciun, un pin prăpădit și strâmb, mai degrabă un arbust, o tufă, decât un arbole. Nu era deloc de mirare că până în acel moment nu-și găsise niciun stăpân. Îl cumpăr, declară Luther, arătând pomul. Pe bune? Bineînțeles, cât costă! Pe o pancartă rezemată de o furgonetă erau scrise de mână o serie de prețuri, începând cu 75 de dolari și sfârșind cu 15. Toate prețurile, inclusiv cel mai scăzut, fuseseră șterse pe măsură ce stocul se redusese. Scanlon ezită o clipă, apoi spuse, Vă costă 75 de dolari. De ce nu 15? Regulile pieții cererea dictează oferta. Dar ăsta e jaf curat. Banii sunt destinați cercetașilor. Îți dau 50. 75 sau nimic. Luther îi întinse banii, iar cercetașul fixă o bucată de carton pe capota mașinii pentru a o proteja de zgârieturi. Cu mare eforturi reușiră să fixeze pomul de Crăciun pe capotă și îl legară cu sfori groase. Între timp, Luther se uita mereu la ceas din minut în minut. De-abia fixaseră așa zisul pom de Crăciun pe capotă că porbagajul se și umpluse de ace de pin uscate. Va trebui să-l udați, domnule Crank, rânji puștiul. Credeam că nu aveți de gând să sărbătoriți Crăciunul, spuse Scanlon. Crăciun fericit, mormăi Luther, iritat, în timp ce se urca la volan. Dacă aș fi în locul dumneavoastră, n-aș conduce prea repede. De ce nu? A, cele-acelea de pin mi se par teribil de fragile. Revenit în aglomerația de pe șosea, Luther se făcu mic în spatele volanului și se feri să privească lateral, în timp ce mașina se târa înainte cu o viteză de melc. La o intersecție, un sem la semafor, un camion ce transporta răcoritoare opri chiar în dreptul lui. Auzi un strigăt și privi spre stânga, apoi își coboră geamul portierei. Din camion, doi neciopliți se zgâiau la el, rânjind cu gura până la urechi. Amice, ăsta e cel mai urât pom de Crăciun din câte mi-a fost dat vreodată să văd," spuse unul dintre ei. E Crăciun, omule, chiar atât de tare te zgârcești? Ce n-ai bani, bani pentru un brat ca lumea?" îi se adresă celălalt. Amândoi izbucniră în hohote de râs zgomotoase. Omul ăsta se scutură mai abitir decât s-ar scutura un câine de purici, urlă unul dintre ei, iar Luther se grăbi să ridice geamul. Cu toate acestea, continuă să le audă râsetele. Pe măsură ce se apropia de strada Hemlock, pulsul îi se acceleră. Cu puțin noroc ar fi putut ajunge acasă fără să fie văzut de vecini. Noroc? Cum să mai spere la așa ceva după toate cele întâmplate? Și totuși, șansa îi surâse, trecu într trombă pe lângă casele vecinilor, coti periculos pe alea casei sale și opri cu un derapaj controlat, taman în garaj. Toate acestea fără să fi văzut picior de om. Sări din mașină și se apucă să dezlege sforile și încremeni. Căscă ochii neîncrezător. Pinul era cu totul gol. Nu mai remunsese nici măcar un singur ac. Crengile erau goale și contorsionate, fără pic de verdeață. Acele fragile de pin în legătură cu care îl avertizase Scanlon pluteau probabil duse de vânt undeva între parcarea de la Kroger și strada Hemlock. Înfățișarea pomului de Crăciun era demnă de milă, un ciot dezgolit pe o bucată de carton. Luther privi în jur, scrută strada de la un capăt la celălalt, apoi își făcă trunchiul și îl târâ afară din garaj, până în curtea din spate, unde nu putea fi zărit de nimeni. Cântări în gând ideea de a-i da foc spre al scuti de suferințe, dar acum n-avea timp de pierdut cu ceremonii funebre. Din fericire, Nora plecase deja. Luther năvăli în casă și fu cât pe aci să cadă și să răstoarne un zi de cutii pe care își amintea bine, le cărase în pod în urmă cu aproape un an. Fiecare dintre ele purta o etichetă de identificare caligrafiată cu grijă de soția sa. Ornamente noi, ornamente vechi, ghirlande, beteală, beculețe, pentru pom și pentru decorarea casei în exterior. În total erau nouă cutii, iar lui revenea cumplita sarcină de a le goli și de a împodobi pomul. Avea să dureze zile întregi. Care pom?" lângă telefon, Luther descoperi un bilețel lăsat de soția sa, cu numele prietenilor cărora trebuia să le telefoneze. Erau prieteni vechi, oameni cărora puteai să le mărturisești ce se întâmplase și să le spui. Uite ce am dat o în bară. Blair vine acasă de sărbători. Vă rugăm să ne iertați și să veniți la petrecerea noastră." Avea să le telefoneze mai târziu. Bilețelul preciza însă că el trebuia să sune de îndată ce avea să ajungă acasă. Prin urmare, formă numărul lui Gin și Ani Laird, probabil cei mai vechi prieteni pe care îi avea un oraș. Gin ridică receptorul și fu să strige pentru a se face auzit. Se pare că undeva în preajma lui se dezlănțuise iadul pe pământ. Nepoții, explică el, sunt aici toți patru, n-aveți cumva un loc disponibil în croaziera aia bătrâne? Luther scrâșni din dinți și povesti pe scurt ce se întâmplase, apoi lansă invitația. Mamă, ce ghinion! Țipăgin. Gin și spui că acum e în drum spre casă. Exact. Și aduce cu sine un peruvian. Da, a fost un șoc și pentru noi. Ce zici, ne puteți ajuta? Îmi pare rău, amice, ne-au venit rudele din cinci state. Nici o problemă, aduceți-vă și musafirii. Îți dai seama că e nevoie de multă lume pentru o petrecere reușită. Stai să vă ce spune și Ani, te sun eu. Luther trânti telefonul în furcă și măsură din privir zidul format din cele nouă cutii. În minte, îi încolți o idee. Probabil că nu era o idee bună, dar de unde ei idei bune într-o zi ca asta? Se năpusti în garaj și aruncă o privire vis-a-vis -vis spre casa familiei Trogdon. Furgoneta era tixită de bagaje, iar schiurile erau fixate pe capotă. West Trogdon ieși din garaj cărând un rucsac. Luther traversă în fugă peluza familiei Becker, strigând... Wes, Wes, noroc, Luther, răspunse acesta grăbit. Crăciun fericit, Crăciun fericit. Se întâlniră lângă mașina lui Trogdon. Luther era conștient că trebuia să le spună repede ceea ce avea de spus. Uite ce e, Wes, sunt într-o încurcătură. Luther, noi suntem în întârziere, trebuia să fim pe drum încă de acum două ore. Unul dintre micuții Trogdon țâșni dintre picioarele lor, trăgând cu sete cu o pușcă jucărie ca în războiul stelelor într-o țintă neidentificată. Nu zrăpesc decât un minut, insistă Luther, încercând să-și păstreze calmul, deși detesta ideea de a fi ajuns să se roage de alții. Blair a sunat acum o oră, sosește diseară. Am nevoie de un pom de Crăciun. Expresia agitată de pe chipul lui West dispăru, înlocuită de un zâmbet tot mai larg. În cele din urmă, izbucni în râs. Știu, știu, făcu Luther, recunoscându-și înfrângerea și trebuie să-i explicați cum ați reușit să vă bronzați în miez de iarnă, întrebă Wes printre hohote de râs. Bine, bine, am înțeles poanta, dă duluter din mână ale hamite. Ascultă-mă, Wes, am neapărat nevoie de un pom de Crăciun. N-am mai găsit niciunul de vânzare, mi l-ați putea împrumuta pe-al vostru. De undeva din garaj, Trish se făcu auzită pe un ton ridicat. Wes, Wes, pe unde umbli? Sunt aici, Răcni acesta. Așadar, vrei pomul nostru de Crăciun? Da, îți promit că îl voi înapoi înainte să vă întoarceți. Dar e ridicol. Este, dar nu am alternativă azi și mâine. Nimeni altcineva nu va fi dispus să-mi împrumute pomul de Crăciun. Tu chiar vorbești serios? Mai serios de atât, nici că se poate. Hai de Wes! O scoase o legătură de chei din buzunar și le desprinse pe cele de la garaj și de la intrarea în casă. Să nu cumva să afle triș, rosti el. Îți jur că n-am să-i spun, iar dacă spargi vreun glob, suntem morți amândoi. N-are să-și dea seama de nimic cu să îți promit. El n-ai bine hai, o să știi. Oare mie de ce nu-mi vine să râd? Își strânse rămâinile, iar Luther se grăbi să revină în casă. Se pregătea să intre când Spike Frockmeyer pătrunse cu bicicleta pe alea din fața casei. Despre ce a fost vorba? Întrebă el. Poftim? Se miră Luther. Dumneavoastră și domnul Trogdon. Ce-ar fi să-ți vezi tu de începu Luther, dar se opri la timp. Acum avea nevoie de aliați, iar Spike Frockmeier era exact omul potrivit pentru o astfel de postură. Spike, prietene, am nevoie de ajutor!" îi se adresă Luther cu căldură în glas. Despre ce e vorba? Familia Trogdon pleacă de acasă pentru o săptămână și m-au rugat să am eu grijă de bradul lor." De ce?" Pomii de Crăciun, mai ales când sunt încărcați de beculețe, sunt o sursă potențială de incendii. Domnul Trogdon se teme că ar fi riscant să lase beculețele aprinse în absența lor, așa încât m-a rugat să iau bradul lor la mine acasă pentru câteva zile. N-ar fi de ajuns să scoată luminile din priză. Tot rămân o mulțime de conexiuni electrice. Cine știe ce se poate întâmpla? Crezi că ai putea să mă ajuți? Îți dau 40 de dolari. 40? Bate în palmă. Vom avea nevoie de un cărucior am să-l împrumut pe al lui Clem. Grăbește-te să nu spui nimănui. De ce nu? așa e înțelegerea, da? E în regulă din partea mea, cum doriți dumneavoastră. Spike porni în goană, dornic să-și îndeplinească misiunea. Luther inspiră adânc și privi într-o parte și într-alta de-a lungul străzii. Se știa urmărit, era convins că în aceste momente ochii vecinilor săi erau ațintiți asupra sa, așa cum fuseseră de câteva săptămâni încoace. Cum se face că ajunsese oaia neagră a cartierului? De ce era oare o crimă dorința de a face altfel decât toți ceilalți, măcar o dată în viață? De unde atâtea resentimente din partea unor oameni pe care îi cunoștea de ani de zile și la care ținea? Indiferent ce avea să se întâmple în următoarele câteva ore, Luther își jură că n-avea să accepte cu niciun preț să se roage de vecin să vină la petrecere. De fapt, aceștia ar fi refuzat categoric, fiind supărați pe Luther iar el n-avea de gând să le ofere satisfacția de a-l refuza. Capitolul 14 Telefonă familiei Albriton, prieten vechi de la biserică. Aceștia locuiau la o oră distanță de ei. Luther își vărsă oful și înainte chiar de a fi terminat, Riley Albriton deja se prăpădea de râs. E Luther, explică Riley cuiva aflat în apropierea sa, probabil Doris. Blair le-a telefonat că sosește de seara acasă. Dori sau oricine altcineva se afla acolo, izbucni în hohote isterice, iar Luther își dori să nici nu fi sunat. Ajutați-ne, Riley!" imploră el. N-ați putea să treceți pe aici de seară? Ne pare rău, amice. Mergem la familia McLevine la cină. Ne-au invitat din timp, așa că... Nici o problemă," spuse Luther și închise. Telefonul început să sune. Era Nora, iar vocea îi era mai iritată decât îi fusese vreodată lui Luther dat să o audă. Unde ești?" întrebă ea. În bucătărie, unde să fiu, dar tu?" Sunt blocată în trafic pe Broad lângă mol. Ce cauzi la mol? N-am reușit să găsesc niciun loc de parcare în zona comercială. Nici măcar n-am reușit să pun piciorul pe trotuar. N-am cumpărat în capsulul nimic. Tu ai făcut rost de brad? Da, e o frumusețe. Te-ai apucat să-l împodobești? Da, pericom pe om susură jingle bells la ureche, iar eu sor blichior de ouă și tai crengile de prisos. Cât de mult mi-aș fi dorit să te am alături. Ai sunat pe cineva? Pe Eler și Albriton. Nici unii, nici alții nu pot să vină. Am sunat la Pinkerton, Hart, malon și Barkland. Toți sunt ocupați în seara asta. Ticălosul de Pit Hart mi-a râs în nas nesimțitul. Am să-i trag eu o mamă de bătaie din partea ta. Se auzi soneria. Era Spike. Luther se grăbi să adauge: Te las, am treabă! Cred că ar fi timpul să te apuci să-i sun pe vecini, spuse Nora cu o voce din ce în ce mai stinsă. De ce să-i sun? Ca să-i invizi la petrecere. Nici în ruptul capului. Te las, Nora! Blair n-a mai sunat? La ora asta e în avion, Nora sună-mă mai târziu! Căruciorul împrumutat de Spike avusese parte și de zile mai bune. Dintr-o privire, Luther îl catalogă drept prea vechi și prea mic, dar nu aveau de ales. Am să o iau înainte," explică el de parcă ar fi avut un plan bine pus la punct. Tu ai să aștepți cinci minute, apoi vei veni cu căruciorul. Ai grijă să nu cuva să te vadă careva." unde sunt cei 40 de dolari?" Luther îi întinse o bancnotă de 20. Jumătate acum, jumătate după ce ne terminăm treaba." Intră în casa familiei Trogdon prin ușa laterală a garajului și pentru întâia oară în viață se simțea asemeni unui spărgător. Când deschise ușa, o alarmă început să piuie. Sunetul se prelungi câteva secunde, timp în care inima lui Luther încremeni, iar prin fața ochilor îi se perindară întreaga ei viață și carieră. Avea să fie prins, arestat, condamnat, licența avea să-i fie retrasă, cei de la Wiley Beck aveau să-l concedieze, îl aștepta disgrația. Apoi alarmată cu, iar Luther așteptă alte câteva secunde înainte de a răsufla ușurat, văzând panoul de comandă de lângă ușă care îl anunța cu lumina-i pâlpâitoare, că drumul era liber. Ce dezordine! Casa era plină de hârtii împrăștiate peste tot, dovezi de netă găduit ale vizitei bătrânului moș Crăciun. Triș Trogdon și-ar fi sugrumat soțul dacă ar fi aflat că-i dăduse cheile lui Luther în aceste condiții. Ajuns în sufragerie, Luther se opri și măsură din privir bradul. Toți vecinii de pe Hemlock știau că familia Trogdon nu își dădea deloc osteneala pentru a-și împodobi pomul de Crăciun. West și triș le permiteau copiilor să atârne pe crengile acestuia tot ce le trecea prin cap. Erau o mulțime de beculețe, ghirlande de betal în culori stridente și contrastante, ornamente chici cu duiumul, țurțuri din plastic roșu și verde, chiar ghirlande din floricele de porumb. Nora mă va ucide, se gândi Luther, conștient că nu avea altă soluție. Planul era atât de simplu încât nu se putea să nu funcționeze. El și Spike aveau să scoate toate ornamentele fragile și ghirlandele, cu siguranță pe acelea din floricele de porumb, le vor aranja pe toate pe canapea și pe fotoli, iar apoi vor scoate bradul din casă fără să se atingă de lumini și îl vor căra acasă la Luther, unde îl vor împodobi cum se cuvine. Cândva, în viitorul apropiat, Luther și poate tânărul Spike vor goli din nou bradul de podoabe și îl vor trece strada în sens invers, îl vor încărca cu mizerile familiei Trogdon, și toată lumea va fi mulțumită. Luther scăpă din mână un glob și acesta se sparse în mii de bucăți. Spike își făcu apariția. Ai grijă să nu cuva să spargi ceva!" îl avertiză Luther în timp ce strângea cioburile mărunte. Nu o să intrăm în bucluc fiindcă am intrat aici?" întrebă Spike. Bineînțeles că nu, hai, la treabă!" 20 de minute mai târziu, copacul era despuiat de toate obiectele fragile. Luther găsi un prosop murdar în spălătorie și, întins pe covor, reuși să îl strecoare sub suportul de metal al bradului. Spike stătea plecat deasupra lui Luther, împingând trunchiul, mai întâi într-o parte, apoi în cealaltă. Pe coate și pe genunchi, Luther reuși să miște bradul către Spike, făcându-l să alunece pe parchet, apoi pe gresia din bucătărie, pe holul îngust care ducea în spălătorie. Aici, crengile se frecau de pereți, lăsând în urmă o mulțime de ace uscate. Faceți mizerie!" îi atrase atenția Spike îndatoritor. Curăț eu mai târziu!" gâfâi Luther care transpira cu zelul unui alergător de cursă lungă. Bineînțeles, bradul nu încăpea pe ape ușa îngustă care dădea în garaj. Spike trase căruciorul chiar la intrare. Luther apucă trunchiul bradului, se opinti, smuci partea inferioară împingând-o dincolo de ușă și în cele din urmă izbuti să treacă. Văzând pomul de Crăciun în garaj, în siguranță, Luther răsufla adânc și zâmbi triumfător lui Spike. De ce sunteți atât de bronzat?" întrebă puștiul. Zâmbetul se șterse de pe chipul lui Luther când își aminti de croaziera în care nu avea să mai plece. Se uită la ceas și văzu că era 12 și 40 de minute, Unu fără 20, iar la ora asta niciun oaspete nu-și confirmase participarea la petrecere, nu aveau nimic de mâncare, nu aveau frosti, pe culețele erau în cutii, bradul nu ajunsese încă în sufragerie, dar era pe drum. Deocamdată, Crăciunul familiei Crank părea lipsit de speranță. Nu poți renunța tocmai acum, bătrâne. Luther se opinti încă o dată și ridică pomul de Crăciun. Spai împinse căruciorul de desubt și, ca un făcut, se văzură nevoi să constate că suportul de metal era mai mare decât platforma căruciorului. Luther reuși totuși să echilibreze suportul și zăbovi o clipă măsurând din ochi ansamblul. Tu ai să stai aici!" rosti el, indicându-i lui Spike un loc minuscul de pe platformă. Ai să împiedici brad bradul să se răstoarne, iar eu... voi împinge." Credeți că va merge?" spuse Spike neîncrezător. De cealaltă parte a străzii, Ned Be Becker își vedea de ale sale, la un moment dat aruncând o privire pe geam, observă că bradul din sufrageria familiei Trogdon se făcuse nevăzut. Cinci minute mai târziu, pomul de Crăciun își făcu apariția în garajul deschis. Un bărbat și un puști se luptau cu bradul împodobit. Privi mai cu atenție și îl recunoscu pe Luther Crank. Fără să-l scape din ochi, lua telefonul mobil și formă numărul lui Walt Shield. Salut, Walt, sunt Ned. Crăciun fericit, Ned. Crăciun fericit, Walt, ia ascultă. Am aruncat o privire spre casa lui Trogdon. Și ce crezi că am văzut? Crank și-a pierdut mințile. Cum adică? Tocmai e pe cale de a fura pomul de Crăciun al familiei Trogdon. Luther și Spike începură să înainteze pe alea familiei Trogdon, care cobora în pantălină până în stradă. Luther împingea căruciorul cu grijă ca nu cumva să o ia la vale. Spike se încleștease de trunchiul copacului, îngrozit. Și îl trase cu ochiul de după ușa de la intrare și constată că furtul era cât se poate de real. Luă telefonul și formă numărul poliției, îi răspunse sergentul de serviciu. Bună, sunt și Shield de pe strada Hemlock numărul 1481. Vreau să vă anunț că tocmai are loc o spargere. Unde? Chiar aici, la numărul 1483. Urmăresc fiecare mișcare a hoților, grăbiți-vă! Pomul de Crăciun trecu cu bine de cealaltă parte a străzii Hemlock până în fața casei familiei Becker. La fereastra sufrageriei, Ned, soția sa Jude și soacra urmăreau scena cu ochii holbați. Luther trase de mânerul căruciorului, efectuând o întoarcere perfectă spre dreapta, și se îndreptă spre aleia din fața casei sale. Ar fi fost tentat să o ia la fugă ca nu cumva să-l observe careva, dar spai că îi repeta într-una să o ia mai încet. Luther se feri să privească în jur de teamă, dar nu-și făcea deloc iluzii. Știa că nu trecuse neobservat ajunseseră aproape de ale când Spike anunță sec. Sticleții! Luther se întoarse exact în clipa în care mașina poliției oprea în mijlocul străzii cu girofarurile în funcțiune, dar fără a fi dat drumul sirenei. Din mașină săriră doi ofițeri de poliție cu mișcări repezi, spectaculoase de parcă ar fi participat la o misiune de luptă antiteroristă. Luther îl recunoscu pe Salino cel cu burta mare, apoi pe tânărul tren cu geafa groasă. Erau exact cei doi care încerca să răsăi vâre pe gât calendarul editat de Asociația de Binefacere a Poliției. Bună, domnule Crank!" rosti Salino cu un rânjet larg. Încotro duceți bradul ăla?" întrebă Tren. La mine acasă!" îi răspunse Luther, arătând cu degetul în direcția respectivă. Și cât de puțin mai era. Poate că ar fi mai bine să ne explicați," spuse Salino. Păi vecinul meu, West Rockton, mi-a dat voie să-i împrumut pomul de Crăciun," A plecat acum o oră. Eu și cu Spike tocmai îl duceam către casă. Spike? Luther se întoarse și privi spre căruciorul pe a cărui platformă junele Spike stătuse până în urmă cu o clipă. Spike se făcuse nevăzut. Nici urmă de el, nicăieri pe hemloc. Da, e un puș de pe stradă. Walt și avea parte de un spectacol pe cinste. Bev se culcase, încerca să se odihnească. La un moment dat, hohotele lui de râs devenir atât de sonore, încât ea coborâ din dormitor să vadă ce se întâmplase. Aduți un scaun aici, iubito! Tocmai l-au prins pe cranc în timp ce fura un pom de Crăciun. În casa de alături, familia Becker se prăpădea de râs. Am fost anunțați că pe strada aceasta tocmai s-a comis o spargere," spuse tren. Nu e nicio spargere, cine v-a sunat?" Un domn pe nume Shill. cui aparține acest cărucior?" Nu știu, cred că e al lui Spike." Aha, de ce ați furat și căruciorul? Rostit tren pe un ton acuzator N-am furat nimic Trebuie să recunoașteți, domnule Cran, că situația e cât se poate de ciudată Interveni, Salino Da, în împrejurări obișnuite Luther ar fi admis că întreaga scenă era departe de a fi una obișnuită Dar Blair se apropia de casă cu fiecare secundă ce trecea Și nu era timp de pierdut cu explicații Nu e nimic ciudat, domnilor West rog mi împrumută mereu pomulor de Crăciun Cred că ar fi cazul să ne însoțiți la secție, spuse tren și își desprinse de la cingătoare o pereche de cătușe. La vederea cătușelor strălucitoare, Walt și început să se tăvălească pe jos, scheunând de râs. Familia Becker aproape că se sufoca de atâtea hohote. În schimb, Luther simțea cum mi se înmoaie genunchii. Ei, haideți, doar nu vorbi serios! Urcați mașină pe bancheta din spate!" Luther se supuse cu capul plecat, pentru întâia oară în viață în minte încolții gândul sinuciderii. Pe locurile din față, cei doi polițiști vorbeau prin stație, anunțând la secție prinderea făptașului în flagrant delic de furt în dauna proprietății private. Girofarurile se învârteau în continuare, iar Luther ar fi vrut să spună atât de multe. Da, țim drumul, am să vă dau în judecată. Opriți naibii girofarurile, anul viitor am să vă cumpăr 10 calendare. De ce nu mă împuși ca să terminăm odată?" Dacă Nora ar fi apărut acum, ar fi înaintea divorțul fără să stea pe gânduri, măcar o clipă. Gemenii Kirby erau doi neastâmpărați care locuiau la celălalt capăt al străzii Hemlock. Prin nu se știe ce întâmplare, se nimeriră să treacă pe acolo, tocmai în acele clipe. Se apropiară de mașină și privirile lor o întâlniră pe cea a lui Luther, aflat dincolo de geamul mașinii de poliție. Acesta se lăsă și mai jos în scaun, dorindu-și să devină invizibil. Curând li se alătură și juniorul Bellington. Cei trei se zgâiau acum la Luther cu ură de parcă acesta tocmai le-ar fi ucis mamele. Spike își făcu apariția în fugă, urmat de Vic Frockmeier. Polițiștii coborură din mașină și începură să discute cu el. Apoi trenul îi împrăștie pe cei trei gură cască minori și îi deschise portiera lui Luther făcându-i semn să coboare. Are cheile de la casă," spunea Vic iar Luther își aminti că, într-adevăr, avea în buzunar cheile de la casa familiei Trocton. Doamne, cât putuse să fie de prost! Îmi cunosc vecinii, continua Frockmeier, nu e niciun fel de spargere. Poliție, polițiștii șușotiră câteva clipe între ei, în vreme ce Luther făcea eforturi disperate pentru a evita privirile lui Vic și Spike, făcu o roată, așteptându-se să o vadă pe Nora parcând pe alee și făcând pe loc un infart atunci când avea să descopere ce se întâmplase. Cum rămâne cu pomul de Crăciun?" îl întrebă Salino pe Vic. Dacă spune că troctonii l-am împrumutat, acesta este adevărul. Sunteți sigur? Sunt convins de asta." Fie, fie!" mormăi Salino, aruncându-i o privire cruntă lui Luther, de parcă n-ar fi văzut niciodată vreun criminal mai mare. Ca acesta!" Într-un târziu, poliziștii urcar în mașină și se îndepărtară. Mulțumesc!" spuse Luther. Luther, ce se întâmplă de fapt?" întrebă Vic. Am împrumutat bradul familiei Trogton. Spike m ajuta să-l mut, să mergem, în Spike. Fără să mai piardă timpul, Luther și Spike se înhămară la cărucior și parcurseră alea. Intrară în garaj și curând bradul își ocupa locul cuvenit în fața ferestrei din camera de zi. În urma sa rămăsese o dâră de ace uscate, țurțuri roșii și verzi și floricele de porumb. Am să dau eu mai târziu cu aspiratorul," spuse Luther. Hai să verificăm beculețele." telefonul începu să sune. Era Nora cuprinsă de panică și disperare. N-am găsit absolut nimic, Luther, nici curcan, nici șuncă, nici măcar ciocolată. Absolut nimic, n-am reușit să găsesc nici măcar un cadou ca lumea. Cadouri? Tu umbli să cumperi cadouri? E Crăciunul, Luther, ai sunat la iarbări și frischi. Da, minții el, sună într-una ocupat. Insistă, Luther, nu o să vină nimeni. Am încercat la McTier, la Morris, la Warner, toți sunt ocupați de seară. Cum stai cu bradul? Sunt pe terminate. Te sun mai târziu. Spike vâră în priză instalația de beculețe și bradul prinse viață. Atacară cele nouă cutii cu ornamente, fără să le pese de ordinea, în care le atârna un pomul de Crăciun. De cealaltă parte a străzii, Walshill îi urmărea prin binoclu.